și am început manevrele de sport vital bazaj. Până a ajuns și Diana, aproximativ 5 minute, după care am continuat împreună, am scos victima din mașină și am continuat împreună manevrele de sport vital avansat. Am realizat tot ce înseamnă manevre de suport vital avansat, protezarea căii aeriene și montarea unei căi de administrare a medicamentelor, după care, știind că toți salvamontiștii care erau cu noi au și pregătire de paramedici, i-am rugat să punem înapoi victima în mașină și ei să coboare cu victima, continuând manevrele de resuscitare până în momentul în care vor da de echipajele medicalizate, care știam că la momentul acela aveam confirmarea că sunt în spatele nostru, pentru că în momentul în care am ajuns undeva în jurul orei 22, am sunat la 112 și am anunțat că sunt primul medic care am ajuns acolo. Am cerut să-mi fac legătura cu medicul care coordonează această echipă. Nu s-a putut, până la urmă mi s-a făcut legătura cu medicul care era în dispecerat și mi-a spus că am confirmarea că echipele medicale au început să urce pe noi și le găsim câțiva kilometri mai jos. Și atunci i-am rugat pe salvamontiști să coboare cu victima făcând manevre de resuscitare și am plecat împreună cu Raluca și cu alți doi salvamontiști către celelalte victime care erau coborâte de către SPN. Următoarea victimă pe care am găsit-o a fost copilotul, care era adus pe tărgi improvizate de pe căpeteni. Am văzut că este conștient, că își poate ridica mâinile, că vorbește, dar nu poate să-și miște picioarele. Și am decis să meargă mai jos către mașinile de teren, fiindcă el necesita să ajungă cât mai repede la echipaje de urgență, okay. La mașinile mari de urgență, la mașinile de terapie intensivă. Jos mai aveam deja, erau deja echipele de la off-road, pe care cunoșteam. Și știam că mă pot baza pe ei să ducă victima până la echipajele medicale de urgență. De acolo încolo, Raluca a luat în față cu doi dintre salvamontiști, să ajungă către favă. Eu am rămas în spate și am dat de următoarele două victime, care erau într-un tractor. Deci o victimă era urcată în cabina tractorului și o victimă era undeva pe o bară dintre roțile tractorului, fiindcă nu puteam sui acolo în cabină, că avea fractură. La momentul respectiv era cu dureri pe hemitoracele stâng și cu fractură de membru superior stâng. M-am dus, le-am văzut, l-am examinat, după care m-am dus după cealaltă victimă, care era cea de-a șaptea victimă, care era adusă tot așa în targă improvizată. Am văzut că și ea este conștient, am luat hotărârea să le aducem, să le coborâm până la mașinile de off-road, de unde ne împărțeam cu salvatorii care vrea să le coborâm. Între timp, Raluca m-a sunat că a ajuns la EPAV, împreună cu doi dintre salvamontiști. Deci o să rog să spună ce a văzut acolo. Am mai mers aproximativ un kilometru după ce m-am despărțit de Diana, pe un teren foarte accidentat, pe creasta muntelui, prin zăpadă până la genunchi, apoi prin pădure, încă o bucată de timp, până am ajuns la epava domnului. Salvamontiștii au luat o pițină în fața mea, iar eu am rămas cu ei de localnici. Am ajuns la epava domnului. În timpul acesta eu țineam legătura permanent cu dispeceratul 112 și cu un medic de acolo. Am ajuns lângă epavă și am constatat că cea de-a șaptea victimă, respectiv pilotul, este încarcerat în epavă că prezintă leziuni evidente și nu prezintă puls central. Am anunțat acest lucru prin 112, iar apoi m-am întors ca să o ajut pe Diana cu celelalte victime. În momentul în care am ajuns cu cele trei victime la mașinile de off-road, acolo ne-am împărțit. Eu am coborât cu două dintre victime într-o mașină și unul dintre salvamontiști a coborât cu altă victimă în mașină. Am coborât aproximativ 2 km, 3 km, până în momentul, până într-un punct unde ne așteptau echipele medicale de la Zmur Bihor cu doctorul Bereș, care în momentul acela a preluat
controlul misiunii, deoarece era doctorul cu cea mai mare experiență în medicina de urgență, și m-am dus să-i predau victime, să-i spun despre starea victimelor. I-am spus că victimele prezintă multiple fracturi, dar în momentul acela sunt stabile, fracturile sunt imobilizate cu mijloacele pe care le-am avut acolo, fiindcă era imposibil să ducem atele sau tărci cu noi datorită terenului și zăpezii care era. Însă, în acele momente grele, puteam să folosim orice fel de crengi, de haine, ca să imobilizăm fracturile. I-am spus că după părerea mea, putem să continuăm coborârea până la mașini, până la punctul de comandă, până la mașina de victime multiple, fiindcă orice mobilizare a victimelor nu era, adică să-i muți dintr-o mașină alta nu și avea rostul. Dânsul a fost de acord cu mine și a ordonat continuarea coborârii până la mașini de urgență. Am mai coborât aproximativ 2 km și am ajuns în satul Horia, unde era punctul de comandă. Și de acolo încolo, victimele au fost predate de către medici, specialiști și primari, care le-au acordat toate îngrijirile necesare. Puteți să ne spuneți ceva?